Gazeta de Sud publica în numărul din 9 aprilie 2014 un material despre modul selectiv de ridicare a gunoiului din clopotele speciale amenajate în Craiova. La doar câteva zile, un cititor a demonstrat însă că lucrurile stau cu totul altfel. Din balconul său a văzut cum atât clopotul pentru plastic și metal cât și cel pentru hârtie au fost golite în aceeași basculantă. S-a întâmplat pe 23 aprilie în cartierul Rovine. Craiovanul a filmat scena cu telefonul mobil și ne-a trimis înregistrarea pe adresa redacției. Contactați telefonic, reprezentanții SECE Salubritate Craiova SRL ne-au oferit următorul răspuns. Explicația este simplă și clară. Populația nu este conștientă că aruncarea gunoiului trebuie făcută selectiv. În clopotele destinate special plasticului și metalului, sticlei sau în cel de hârtie, amplasate în cartiere, se aruncă și gunoi menajer. Din acest motiv, noi facem o resortare la stația de reciclare. Dat fiind faptul că aruncarea gunoiului nu se face selectiv, am dispus ca ridicarea lui să se facă într-un sigur transport, pentru că oricum noi îl resortăm. Dacă populația ar fi corectă și ar arunca în clopotele speciale gunoiul selectiv, și noi l-am ridicat asemenea. Am renunțat pentru că, printre sticle, peturi, plastice, întâlnim frecvent pungi de gunoi menajer. Este o mașină specială pentru hârtie, care după ce se descarcă clopotul pleacă mai departe, după aceea se încarcă și, și mașina de peturi și altă zi o să vină altă mașină cu tihașul respectiv și descarcă sticla.